Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Înainte de a examina subiectele incluse pe agenda de astăzi, câteva informații vreau să le discutăm, să le audiem. În primul rând, vreau să-l rog pe domnul secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Golovaci, informația cu privință la răpirea colaboratorului mai astăzi de la în raionul Florești, ce informații avem și ce se întreprinde la capitolul respectiv și vreau să rog și pe doamna viceprim-ministru dacă avem informații, vă rog. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri guvernului, astăzi dimineața, din momentul sesizării organului Comisariatului de Poliție Florești privind răpirea angajatului Inspectoratului de Poliție Florești, ne-am autosesizat. Deci la maximum mobilizat toate forțele disponibile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Principala sarcină a fost totuși să clarificăm acele circunstanțe și acea situație care a fost creată în jurul acestui incident. Deci din informațiile care le-am acumulat până la moment, deci este calificată ca o răpire, deci acțiune în privința angajatului de poliție, el aflându-se la domiciliul său din orașul Kamenka, împreună cu soția și cu copiii acasă, deci au fost sechestrat de către oameni mascați în uniforme cu niște inscripții de gen MGB și respectiv presupunem că în privința lui a fost pornită o careva acțiune ilegală din partea autorităților neconstituționale din Afganistan. La momentul de față, deci am sesizat la maxim toate organismele cu care lucrăm noi pe segmentul transnistrian. Dacă mă refer la Comisia Unificată de Control, pregătim pentru ședința de mâine o adresare. Totodată a fost contactat prin rețelele telefonice cu președintele din stânga Nistrului, deci s-a discutat cu dumnealui privind necesitatea întreprinderii măsurii stabilirii locului aflării angajatului și eliberării lui necondiționate, chiar dacă și în cazul că se presupune că sunt careva careva informații privind activitatea dumnealui în careva acțiuni dubioase, să fim informați noi în primul rând și în dependență de asta o să vedem cum procedăm. Deci am sesizat tot pe canalele noastre organismul OSCE privind implicarea observatorilor în acest proces. Observatorii militari au fost sesizați să iasă la fața locului și grupul de observatori militari ca să încerce să documenteze careva circunstanță până când la momentul de față din partea transnistreană aveam un blocaj. În contactul care l-am avut cu Procuratura Republicii Moldova, deci organele procuraturii au pornit cauza penală și deja de comun cu colegii de la Procuratură, atât și angajații Inspectoratul General de Poliție, întreprind toate măsurile pentru documentarea acestui caz, stabilirea circunstanțelor, martorilor, o parte din, spunem așa, din situații se clarifică, dar mai avem încă unele detalii de clarificat și o să revenim cu domnul prim-ministru care va detalii după ședința guvernului. Deci am avut contact și cu doamna viceprim-ministru de reintegrare, am înțeles că sunt implicate și acolo careva pârghie politice. Suntem în contact practic cu toți partenerii și încercăm să facem tot ce posibil stabil în locul și să depunem efort ca să fie eliberat cât mai urgent posibil. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Doamna viceprim-ministru, ce informații avem la Biroul de Reintegrare? Domnule prim-ministru, stimați colegi, bună ziua. Într-adevăr, informația factologică care a fost descrisă de către domnul secretar de stat corespunde adevărului. Deci noi ne-am sesizat și noi. Pe linia noastră ne-am făcut interpelările corespunzătoare către Tiraspol, dar inclusiv și către misiunea OSCE în Republica Moldova. Am contactat la direct reprezentanții de la Tiraspol pentru a înțelege care este situația. Astăzi avem avut un grup care se află nemijlocit pentru o verificare la punctul de înregistrare în mijloacele de transport și profitând de această ocazie am rugat ca să intervină, să vedem ce informații putem acumula suplimentar. Deci, așa cum s-a menționat, noi colaborăm împreună ca să găsim o soluție cât mai rapidă pentru a asigura nu numai securitatea cetățeanilor, dar și pentru a susține acest caz. Situația este alarmantă din punct de vedere a modalității cu care s-a procedat în cazul polițistului, care de fapt își exercita nu doar atribuțiile de serviciu pe malul drept al Nistrului, dar și pe faptul că s-a împiedicat nu numai
liberă circulație, dar și s-a fost o provocare în adresa lui ca cetățeanul Republicii Moldova. Despre acțiunile următoare o să comunicăm gradual ce le primim. Mulțumesc, stimați colegi, vă rog toate acțiunile necesare pentru eliberarea angajatului Ministerului Afacerilor Interne, cetățeanului nostru, utilizând toate instrumentele și platformele pe care le avem în acest caz, OSCE, Comisia Unificată de Control și tot ce avem. Și să informați, vă rog, și pe mine și societate. Următorul subiect, bineînțeles, legat de pandemie, evoluția acestei epidemii. Avem în toată Europa, în toată lumea și la noi, din păcate, o creștere a numărului de cazuri. Și aici, după cum am vorbit, noi ne concentrăm pe sporirea capacităților sistemului medical de a îngriji pacienții respectivi. Vreau să rog pe doamna ministru Dumbrăveanu să prezinte informația care este situația cu locurile în spitale. Sunt mai multe deja informații, unele speculații în privința inaccesibilității sistemului medical pentru pacienți. Vă rog, care este informația și care sunt planurile pentru următoarea perioadă? Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, stimați colegi. Conform informației colegilor de la punctul focal, la momentul actual în cadrul instituțiilor medicale spitalicești sunt 2559 de pacienți, comparativ cu numărul de pacienți care au fost săptămâna trecută, care erau circa 2800 de persoane internate. Totodată, reieșind din creșterea numărului de cazuri a persoanelor infectate, de comun cu primăria municipiului Chișinău, am identificat mai multe locuri în instituțiile medicale spitalicești. Unele din ele deja au fost activate și chiar dispunem de o informație la zi că nu sunt deci, internate persoane pe locurile respective, adică există rezerva în contextul acelei care deja au fost activate din locuri. Dar totodată noi am identificat și niște soluții, deci pe parcursul la o săptămână inclusiv, de activarea locurilor suplimentare, nu doar în cazul instituțiilor spitalicești municipale, dar și republicane. Și aici vorbim de consolidarea numărului de paturi de 336, inclusiv consolidarea terapiilor intensive cu 26 de locuri. Pe lângă activarea numărului de locuri în cadrul terapiilor intensive, vreau să vă zic că noi am direcționat și dispozitivele medicale pe care le-am procurat din proiectul Băncii Mondiale. Aici vorbim de ventilatoare, de monitoare, pentru a realiza monitorizarea stării de sănătate a pacienților și săptămâna viitoare mai așteptăm un lot de ventilatoare care la fel vor fi distribuite către terapiile intensive din municipiul Chișinău inclusiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În privința dotării cu echipamente, medicamente, apropo, ambulanțele din Turcia, reanimobilele din Spania, când le așteptăm ca să avem o claritate aici? Ceea ce ține de ambulanțele din Turcia, primul lot de ambulanțe va fi livrat chiar pe parcursul lunii octombrie. Deci în luna noiembrie va fi deja livrat tot lotul care a fost determinat în contract, primul lot de 41 de ambulanțe. De comun cu proiectul CEP, noi am realizat și distribuirea acestor ambulanțe, deci în cadrul instituțiilor medicale strategice, deci care necesită aceste ambulanțe, în contextul contractului care țin de consolidarea bazei tehnico-materiale a Aviasanului. Deja contractul a fost semnat cu agentul economic și sperăm foarte mult ca termenul de realizare să fie cu adevărat pe parcursul lunii noiembrie, deci exercitarea obligațiilor contractuale. Asigurarea cu echipamente de protecție personală, domnule prim-ministru, pentru anul 2020, deci Centrul de Achiziții Centralizate a realizat toate procedurile conform necesităților care au fost determinate de către instituțiile medicale spitalicești, sunt în derulare procedurile de achiziții pentru anul 2021, inclusiv ceea ce ține de asigurarea cu medicamente, dispunem de medicamente, dar după cum am anunțat, în baza protocolului sunt deci două poziții determinate de medicamente și Centrul de Achiziții Centralizate a inițiat procedura de achiziționare, iar pentru instituții republicane chiar și livrarea va fi efectuată săptămâna viitoare la un preparat.
Mulțumesc. Dacă revenim la locurile în spitale, pentru că este evident că numărul de cauze o să crească, ce scenarii ulterioare aveți, dacă mai planificați să activați și alte spitale, alte spații pentru o eventuală, zicem, internare a pacienților? Da, domnule prim-ministru, deci în cazul în care va crește numărul de cazuri și într-adevăr ne vom strădui, deci este o strategie determinată de către minister, ca să mergem pe reprofilarea locurilor, deci în cadrul altor instituții medicale spitalicești, care la momentul actual nu sunt folosite, deci cu profilul COVID. Pe lângă aceasta ne propunem ca să avem și niște platforme alternative, deci precum este centrul de triaj, dar asta va fi în ultimă instanță, în momentul în care nu vor exista locuri în instituțiile medicale spitalicești. Mulțumesc pentru această etapă, dacă vom ajunge la ea, după cum am vorbit cu colegii, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, tot suportul pentru dislocarea acestor, să zic așa, instituții provizorii medicale în timpul cel mai rapid. Doamna ministru, apropo, dacă vorbim despre spitale, când salariile pentru septembrie se achită, dacă au început să primească personalul medical acea majorare 30%, care este situația? Conform informației operative, domnule prim-ministru, prezentate de către Compania Națională de Asigurări Medicină, deci în luna septembrie, cu toate instituțiile medicale, prestatoare de servicii medicale, au fost încheiate deja acordurile adiționale, transferurile au fost realizate către toate instituțiile încă în luna septembrie, vorbim de suma de 446 milioane lei, care constituie cheltuieli de personal, dintre care circa 91 de milioane constituie majorarea de salariu. De această majorare vor beneficia pe parcursul lunii 43.000 de lucrători medicali, conform graficului care este determinat de achitarea salariilor. Dar aici vreau să fac o precizare că aceste majorări de salariu vor avea impact direct și asupra majorării indicatorului de performanță care se achită pentru personalul medical care este implicat în lupta cu COVID, pentru că aceste majorări la fel au fost prevăzute și instituțiile au primit linia financiară corespunzătoare. Deci finanțarea pentru această majorare de salarii a fost efectuată. Exact. Acel salariu de bază adițional continuați să-l achitați, din câte înțeleg, pentru... Da, el continuă să fie achitat în cuantum de 100% din salariul de funcție, dacă vorbim de instituțiile medicale spitalicești, și până la 50% atunci când vorbim de asistența medicală prespitalicească și asistența medicală urgentă, primară, scuze. Și după cum am luat decizia și în caz de infectare a personalului medical, acele 16.000 tot continuăm să le achităm, dacă înțeleg corect. Suma de 16.000, într-adevăr, se achită pentru personalul medical în baza celor date care sunt deținute de către ANSP și noi prezentăm, conform procedurii care a fost determinată, în cheltuielile respective Ministerului Finanțelor și fiecare fondator deja a instituției medicale achită aceste 16.000 de lei în baza transferurilor realizate. Mulțumesc. Deci aceste plăți trebuie de asigurat așa cum sunt planificate, deci Ministerul Finanțelor și toți colegii, și să ne rugăm de medici, stimați colegi, cetățeni, că doar ei acum stau să ne protejeze. Doamna ministru, ultimul subiect legat cu finanțarea acelui suport bănesc unic pentru pensionari și beneficiari de prestații sociale. Cum merge achitarea? Sunt mai multe semnale din teritoriu, nu de la pensionari, ci adevărat, cred că mai mult de la politicieni, că încă nu toți au primit. Care este situația, graficul, ca să iei claritate și mai puțin să lăsăm pentru unii câmp pentru speculații? Vă rog, dacă e posibil. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, de suport financiar urmează să beneficieze 643.124 de persoane, beneficiari de toate tipurile de pensii și alocații sociale, a căror mărime nu depășește 3.000 de lei. Pentru a asigura plata în termen, apropo, atât a pensiilor cât și alocațiilor sociale care sunt indexate, precum și a suportului financiar de 900 de lei, la 1 octombrie, Casa Națională de Asigurări Sociale a realizat transferul mijloacelor financiare necesare,
către deci, instituțiile financiare bancare, în cazul în care pensia sau alocația este primită la card, și inclusiv către întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Deci toți acei beneficiari de pensie și alocații sociale care primesc prestațiile sociale la card, deja la 1 octombrie plata suportului financiar a fost efectuată integral și cifra acestor persoane constituie 205.322 de beneficiari. Prin intermediul Poștei Moldovei, plata suportului financiar se realizează la data de plată a pensiei și alocației, adică concomitent cu această pensie sau alocație. Plata, în cazul respectiv, va fi realizată pentru 437.802 persoane. În perioada 1 octombrie-6 octombrie, oficiile poștale au achitat suportul financiar unic pentru 106.145 beneficiari de pensii și alocații. Restul beneficiarilor, deci corespunzător acelui grafic care este determinat de plată, vor primi această prestație. Și vreau să vin cu o precizare. Sunt anumite persoane care, din motive obiective, nu au putut primi, deci nu au primit pensia, inclusiv și suportul financiar. Fie că erau internate în cadrul instituțiilor medicale spitalicești, fie că erau plecate peste hotare. Vreau să aduc la cunoștință concetățenilor că această prestație, deci, va fi achitată până pe data de 31 decembrie 2021. Adică cine nu va primi pe parcursul lunii octombrie, va avea posibilitate încă pe parcursul inclusiv anului 2021 ca să ridice aceste mijloace financiare. Vă mulțumesc, domnul ministru. Deci, de cât înțeleg, acei beneficiari care primesc prestațiile pe, sau banii, pensia pe card, deja le-au primit la întâi, asta cel mai ușor a fost, toți au primit, iar ceilalți care primesc pe intermediul Poștei Moldovei primesc această prestație, acești 900 de lei, conform graficului de primire a pensiei sau a prestației sociale. Deci dacă pensia o primește pe 10, atunci va primi și acei 900 de lei. Așa înțeleg, corect? Exact, domnule prim-ministru. Deci la data de plată a pensiei, fiecare își are. Fie că e data de 10, fie că este vorba de data de 9, fiecare, atunci când vine după pensie, primește concomitent și suportul financiar. Deci motiv de îngrijorare pentru cei care încă nu au primit nu este, pentru că graficul primirii pensii este, zicem, corespunzător. Vă mulțumesc. Și momentul important care l-ați menționat, cei care nu, din vari motive, nu pot ridica acum acei 900 de lei, o pot face până la sfârșitul anului viitor, dacă înțeleg corect. Da, vor avea posibilitate. Noi am extins această perioadă, într-adevăr, pe parcursul anului 2021, să ridice acest supliment financiar. Mulțumesc, doamna ministru, pentru această informație. Ajută la răspuns la mai multe întrebări pe care le primim la acest capitol. Și ultima, înainte de a procede la examinarea subiectului pe ordine de zi, bineînțeles, ne-au mai rămas 2-3 săptămâni, nu cred că sunt mai multe, până ce se strică timpul afară, situația în general cu reparația, construcția drumurilor, domnul ministru, în general, știu că aveți informații respectivă, domnul ministru Railean, reușim cu drumurile prin localități, dacă avem probleme în careva raioane, eu am auzit unele localități și o să duc aici, o să numesc satul Cetereni, Sporieni, este încă confruntare între primar și Consiliu, nu pot decide care drum, care, mai avem de semne situații sau nu? Bună ziua, stimați domnul prim-ministru. Tiești, scuzați, nu Cetereni, ci Tiești, scuzați. Din păcate mai avem câteva sate din unele raioane unde antreprenorii încă sau se mobilizează sau merg mai încet. Chiar astăzi și mâine avem deplasări în aceste raioane. În rest, mergem conform graficului, monitorizăm situația și la fel monitorizăm calitatea drumului, atragem o atenție foarte mare. Fiecare din cetățeni pot să urmărească graficul îndeplinirilor lucrărilor pe site-ul Autorității de Stat a Drumurilor. Sunt cifrele actualizate în fiecare zi. Mulțumesc. Cu partenerii noștri externi pe cele sectoare importante care am vorbit, Criva, Bălți și care mai avem sectoare naționale, eu deja vorbesc de planurile pentru anul viitor. Care este? Știu că erați la o etapă avansată din Nicocerc. Da, stimați domnul prim-ministru, săptămâna aceasta este chiar și o misiune de audit a Băncii Mondiale pe 150 de kilometri care deja au fost semnate contracte și suntem
deja și într-o discuție pe următoarele 150 de kilometri. Ceea ce ține de partenerii noștri BEI-BERD Uniunea Europeană, deja este disponibilitatea lor și este plasat și anunțul pe site-ul Băncii BEI referitor la disponibilitatea de finanțare a peste 300 de milioane de euro. Sunt tronsoanele Bălți-Criva, centura Chișinăului, drumul Chișinău-Bălți și alte trasee. Mergem conform planurilor noastre stabilite. După cum ne-am înțeles, ritmurile de investiții în infrastructură, de reparația drumurilor nu trebuie să încetinească, indiferent de situații, de ce avem afară. Ori reiterăm, doar prin investiții în infrastructură putem asigura posibilități economiei să funcționeze și, în ultimul rând, să primim impozite la buget. Stimați colegi, aceste informații am vrut să le discutăm preventiv. Acum propun să procedem la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi. La capitolul cadre nu avem niciun proiect astăzi. Subiectul numărul 2, domnul viceprim-ministru. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 1.798.000 lei din Fondul de Rezervă a Guvernului pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale ca urmare a ploilor torențiale ce au avut loc pe teritoriul UTA-GBU-ZEA la 29 septembrie curent. Conform proiectului de hotărâre, mijloacele se alocă primăriei municipiului Comrat, în special pentru curățarea canalelor de evacuare a apelor pluviale și amenajarea digului de protecție afectate de ploile torențiale. În cutiv celor expuse, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Dacă sunt careva întrebări, intervenții la acest proiect. Stimați colegi, din câte vă amintiți, cu aproape 10 zile în urmă au avut loc ploi abundente, precipitații și inundări în partea de sud a țării, în special în Comrat, dar și în alte raioane. Ați văzut probabil ce s-a întâmplat în acel sector al raionului Comrat, case inundate, și cauza principală este înnămolirea acelui reuleț care traversează regiunea. Deci pentru a evita asemenea situație pe viitor, acel reuleț, ca și multe, multe alte din Republica Moldova, trebuie curățate. Deci noi alocăm acum acești bani pentru curățarea acelui reuleț, respectiv autoritățile publice locale, primăria Comrat în cazul de față, trebuie foarte rapid să organizeze activitățile, lucru acolo, ca să evităm pe viitor. Precipitații vor mai fi, deci când analizăm acum cât ne costă înlăturarea consecințelor, ne dăm seama că este cu mult mai scump decât să facem acești pași de preîntâmpinare. De asemenea, cu celelalte raioane care am discutat și care au avut de suferit în urma acelor precipitații și inundații, noi așteptăm tot așa rapid cum a prezentat Comratul prezentarea actelor prin Comisiile Situații Excepționale ca să putem veni cu suport cetățenilor în primul rând. Și mă refer aici și la Ialoveni, și la Liova, și la alte raioane în care au avut de suferit. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3, domnul ministru Ion Pejă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenția dumneavoastră prezintă proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea proiectului legii cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere. Prezentul proiect este elaborat prin asumarea angajamentelor țării stabilite în acordul de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană și transpune prevederile directivei 1999 fracție 105-CE a Consiliului Europei din 22 decembrie 99 privind comercializarea materialului forestier de reproducere, dar și transpune și alte 5 acte normative ale UE. Proiectul legii stabilește condițiile de calitate în vederea producerii și comercializării materialului forestier de reproducere destinate producției din sectorul forestier, referindu-se atât la întreprindere silvice, dar și persoane fizice și juridice care își manifestă intenția de producere
comercializare și utilizare a materialului forestier de reproducere în scopuri silvice. Problemele care necesită a fi soluționate de către proiectul legii ține de crearea pădurilor și îmbunătățirea calității arboretului existent în fondul forestier, care vor fi rezistente la factori ecologici negativi, precum poluarea aerului, apei, solului, la schimbările climatice, la calamitățile naturale, cum ar fi seceta și inundațiile, la invazia bolilor și vătămăturilor, dar și alte activități umane nesustenabile care pot influența direct sau indirect starea arboretului forestier. Pentru atingerea scopului în soluționarea problemelor menționate, este necesar de asigurat fondul forestier existent și pădurile nou create cu material forestier de reproducere de calitate înaltă, conform standardelor internaționale. Implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat, totodată prin aprobarea proiectului, va fi posibil o dezvoltare economică și financiară prin crearea unor pepiniere moderne. Proiectul actului normativ a fost avizat și expertizat pozitiv de către toate părțile implicate. Rog susținerea lui. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect de lege. Este și aceasta o acțiune de transpunere a directivelor Uniunii Europene, deci mergem hotărât și determinat pe planul nostru de acțiuni. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, vă rog continuați, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, atenție, dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și zonelor sensibile la nutrienți, elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 19, alineatul 2 al legii apelor 272 din 2011. Necesitatea elaborării proiectului menționat reiese la fel din angajamentele asumate în cadrul asocierii, în cadrul acordului de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană privind transpunerea directivei 91 fracție 676 CE din 12 decembrie 91 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din sursele agricole și a directivei 91-271 CE din 21 mai 91 privind tratarea apelor urbane reziduale. Scopul prezentului proiect este identificarea și desemnarea zonelor vulnerabile identificate drept ape poluante din activitățile agricole care contribuie la poluarea lor și zonele sensibile la nutrienți identificate drept ape poluante cu azot și fosfor proveniți în urma deversărilor apelor uzate care afectează starea și calitatea resurselor acvatice. Proiectul este elaborat în contextul necesității protecției resurselor de apă expuse poluării, care produc efecte negative asupra stării ecologice a resurselor și a ecosistemelor de apă în ansamblu. Proiectul stabilește condițiile de monitorizare a cantității de nitrați în zonele declarate vulnerabile și a cantității de azot și fosfor proveniți din deversările apelor uzate în zonele declarate sensibile, precum și modalitatea de revizuire și completare a acestor zone. Ulterior aprobării proiectului, conform practicii anterioare, vor fi elaborate planuri de acțiuni concrete pentru protecția apelor împotriva poluării, în scopul prevenirii și diminuării riscului cauzat de poluarea mediului ambient. Proiectul a fost supus procesului consultațiilor publice, fiind implicate autoritățile de resort, iar toate propunerile și recomandările au fost luate în considerație. Vă mulțumesc și rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări, clarificări, concretizări. Și acesta este un proiect care ține de ajustarea cadrului normativ național la directivele europene. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domn ministru Sergei Răilean, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind cerințele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri. Subiectul certificării aerodromurilor reprezintă unul din domeniile de bază prevăzut de Convenția privind aviația civilă internațională încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944,
acest aspect fiind reglementat în speță în anexa numărul 14 a Convenției. Totodată, Republica Moldova, conform prevederilor Convenției, este obligată să transpună aceste prevederi și să aibă o bază normativă aplicabilă pentru toate tipurile de aerodromuri. Astfel, regulamentul în cauză vine să acopere segmentul aerodromurilor care nu cad sub incidența hotărârii Guvernului numărul 653 din 2018 pentru aprobarea regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, precum și vine într-o implementare a prevederii articolului 5 din Codul Aerian al Republicii Moldova. Scopul prezentului regulament este de a stabili un sistem de reglementare care să asigure conformitatea instalațiilor, echipamentelor și a procedurilor operaționale ale aerodromurilor certificate la standardele și practicile recomandate în condiții uniforme de siguranță, regularitate și eficiență, prin asigurarea unei supravegheri continuă a activității operatorilor de aerodrom, aeroport, heliport, vizați la prezentul regulament. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului hotărârii Guvernului în cauză. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, cerințe administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri. A fost avizat proiectul, văd că a participat mai multe instituții. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să dați de știrea. Dacă nu, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6. Vă rog, continuați, domnul ministru Aurelian. Vă mulțumesc, stimate domn prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile. La materie primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate pentru fabricarea în exclusivitatea mărfilor destinate exportului, aprobate prin hotărârea de guvern numărul 359. Scopul proiectului constă în modificarea prin completarea listei menționate cu doi agenți economici, anume SRL Bastil Profile, a cărui gen de activitate este fabricarea tuburilor și țevilor de metal, și întreprinderea mixtă Vinia Traian S.A. cu genul de activitate fabricarea vinului. Agenții economici menționați au fost selectați de către Comisia Interministerială, constituită din reprezentanții Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Camera de Comerț și Industrie. Modificările propuse vor oferi drept companiilor selectate să beneficieze de prelungirea termenului de plată a TVA și taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesorii, ambalaj primar și articole de completare importate pentru fabricarea a mărfilor destinate exportului. Consecutiv, menționez că până în prezent de această stimulente beneficiază 35 agenți economici. În contextul celor menționate, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Domnul ministru Raelian, domn viceprim-ministru Pușcuța, domn ministru Pierjo, în condițiile secetei și problemelor pe care le avem anul acesta cu mai multe culturi care servesc ca materie primă pentru producere, noi cred că trebuie să examinăm posibilitatea de a oferi întreprinderilor prelucătoare din Republica Moldova posibilități pe care ne le oferă această hotărâre de guvern. Pentru că avem de multe ori posibil, trebuie de examinat, putem avea situații când întreprinderile noastre prelucătoare nu vor avea materie primă pentru că noi nu am avut roadă și noi, în loc să prelucrăm la noi, vom trebui să importăm produse gata, deci alimentare gata, cu mai scumpe și valoare adăugată mai mare. Vă rog aici, noi am avut câteva adresări de la unele întreprinderi, vă rog să examinați aceste adresări și atunci când este oportun, în scopul asigurării locurilor de muncă și activității întreprinderilor prelucrătoare, să venim cu completări și modificări la această hotărâre de guvern în măsura necesităților. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7. Vă rog, domnul ministru Aurelian, continuați.
Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 134 cu privire la participarea Republicii Moldova la expoziția mondială Expo Dubai 2020. Proiectul a fost elaborat urmării contramandării expoziției mondiale Expo Dubai 2020 în contextul pandemiei COVID-19. Astfel, evenimentul care a fost planificat pentru perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021 a fost transferat de către organizator pentru perioada 1 octombrie 2021-31 martie 2022. Subsidiar, proiectul prevede completarea anexei numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 134 cu un nou membru al Comitetului Organizatoric în contextul desemnării noului director al Centrului Internațional al Expoziției Mold Expo, care este instituția națională responsabilă pentru participarea Republicii Moldova la evenimentul vizat. Implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli adiționale celor anterior prevăzute în buget. Astfel, cheltuielile prevăzute pentru perioada 20 octombrie 2020-10 aprilie 2021 se transferă pentru perioada 1 octombrie 2021-31 martie 2022. Pentru Republica Moldova, participarea la acest eveniment reprezintă o oportunitate de promovare a valorilor culturale moldovenești, servind drept canal de comunicare pentru intensificarea schimburilor comerciale, economice, culturale, științifice și tehnologice. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Participarea Republicii Moldova la expoziție foarte importantă, care se amână, lesne neînțeles, în cauza pandemiei. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, dar vreau să atrag atenție colegilor de la Ministerul Economiei și din alte instituții care participă la pregătirea acestui proces să evităm experiența pe care am avut-o la expoziția anterioară. Ne amintim foarte bine Milano, acel palat construit pe zeci de milioane, care nu-i clar ce cu el și ce s-a finalizat. Vă rog aici să fie o altă abordare, ca obiectivele să fie atinse cu o abordare înțeleaptă și eficientă. Următorul subiect, numărul 8, domnul viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă. Proiectul de lege prevede introducerea în țară și plasarea sub regimul vamal de import a unui mijloc de transport echipat cu aparataj și inventar medical acordat cu titlu gratuit din partea partenerului din Bulgaria pentru instituție religioasă Centru Medico-Social Multifuncțional Emanuel, cu scutirea de plata drepturilor de import. Astfel, se menționează că, conform articolului 20, alineatul 4 din Codul Vamal, este interzis importul mijloacelor de transport autoclasificate la poziția tarifară 8705 cu termenul de exploatare de peste 10 ani. Totodată, dat fiind importanța acestei unități de transport pentru sănătatea publică a cetățenilor Republicii Moldova, se propune ca în avizul Guvernului să fie indicat că Parlamentul urmează să decide prin vot adoptarea proiectului de lege respectiv, reieșind din importanța propunerii pentru satisfacerea necesităților cetățenilor. Rog susținerea proiectului avizului. Vă mulțumesc, stimați colegi, noi cu dumneavoastră am discutat acest proiect. Noi, în principiu, avem o poziție clară că nu acceptăm importul de mijloace de transport prohibite. Aici, după ce am analizat suplimentar, este vorba de prezența în acest mijloc de transport a unui utilajului medical atât de necesar și, respectiv, după cum am vorbit preventiv, venim cu un aviz care permite, zicem, importul acestor instalații, bineînțeles, dacă Parlamentul va fi de acord cu noi. Dacă aveți careva întrebări, vă rog să comunicați, dacă nu, vă rog să susținem acest aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul secretar de stat al Ministerului Justiției, Dorin Lișman, vă rog.
Stimate domnul prim-ministru, stimați membri a Guvernului, se propune atenția noastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare. Scopul proiectului dat este asigurarea reprezentării interesului statului la acțiunea înaintată de Comax Avia Airport Invest împotriva Republicii Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj, de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm. Deci, imediat după înștiințarea Republicii Moldova, a fost demarat concurs pentru selectarea reprezentantului statului pe cauza respectivă, iar câștigător a fost desemnat Biroul Asociat de Avocați Boriană și Parteneri. Astfel se propune puternicirea directorului general al Agenției Proprietății Publice de a semna în numele Guvernului contractul de asistență juridică cu Biroul Asociat de Avocați, precum și actele, acordurile sau procesele verbale necesare pentru buna executare și realizare a contractului menționat. Totodată se solicită alocarea Agenției Proprietății Publice din fond de rezervă a Guvernului sumă echivalentă în lei a 169.940 euro pentru plata onorarilor Biroul Asociat de Avocați Boriană și Partenerii în vederea prestării serviciilor de reprezentare juridică a intereselor statului în cauza respectivă. Vă mulțumesc, rog susținere. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul ministru al apărării Alexandru Pânzăr, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri colegiului, al Guvernului, proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova se prezintă într-o executare a decretului președintelui Republicii Moldova privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea rezervă a militarilor, durata serviciului militar al căror a expirat, precum și incorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în octombrie 2020, ianuarie 2021, precum și a prevederilor legilor Republicii Moldova cu privire la apărarea națională, legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei. În proiectul hotărârii Guvernului se ia act de rezultatele incorporării cetățenilor în serviciul militar în termen și în cel cu termen redus în aprilie-iulie anul 2020 și se stabilește sarcina de încorporare în octombrie 2020, ianuarie 2021, în conformitate cu cerințele organelor de conducere ale componentelor Forțelor Armate ale Republicii Moldova. În proiect sunt stabilite sarcinile autorităților administrației publice locale și ministerilor respective, potrivit atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Asigurarea financiară activității comisiilor de recrutare, încorporare, precum și a măsurilor organizate la nivel local, privind încorporarea cetățenilor în serviciul militar, transportarea acestor la comisiile de recrutare, încorporare, în organele administrativ militare teritoriale, se va efectua din contul bugetelor administrațiilor publice locale. Transportarea recruților la locul de îndeplinire a serviciului se va desfășura din contul bugetului Ministerului Apărării. Implementarea proiectului dat nu necesită alocarea mijloacelor financiare adăugătoare. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul prezentat. Nu sunt, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul următor, numărul 11, domnul ministru Igor Șaro, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la înființarea municipiului Chișinău a plăcii comemorative Alexei Stârcea. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind înființarea plăcii comemorative Alexei Stârcea în temeiul prevederilor articolului 7, alineatul 1 din legea monumentelor de for public, în baza deciziei la acest subiect a Consiliului Municipal Chișinău din 4 august 2020 cu privire la instalarea plăcii comemorative. Placa comemorativă se propune a fi edificată în memoria lui Alexei Stârcea, compozitor, cântăreț, pedagog, artist emerit al Republicii Moldova. Creația sa ocupă un loc deosebit în cultura muzicală națională. Numele său îl poartă astăzi Școala de Arte din municipiul Chișinău, precum și concursul internațional de canto academic Alexei Stârcea, concurs care omagează creația și personalitatea marelui compozitor. Placa comemorativă se preconizează a fi instalată pe fațada Școlii de Arte Alexei Stârcea, pe strada Matei Milo, 9/3, în orașul Chișinău.
Placa comemorativă va fi instalată în baza unui proiect de edificare care va fi avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Consiliului Național de Monumente de For Public, toate cheltuielile privind elaborarea documentației de proiect, executarea, instalarea placei comemorative vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare ale din bugetul municipiului Chișinău și alte donații, sponsorități și surse care nu sunt interzise de cadrul legal. Susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Nu văd doritor de a întrebări. În asemenea condiții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru Șară, vă rog continuați subiectul 12. Stimați domnul ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiecte hotărârii Guvernului privind strămutarea mozaicului Arta din municipiul Chișinău. Acest proiect a fost elaborat prin strămutarea mozaicului Arta, a fost elaborat în temeiul prevederilor articolului 7 alineatul 5 din legea monumentelor din For Public. În baza deciziei la acest subiect a Consiliului Municipal din orașul Chișinău din 16 iulie 2020 cu privire la amplasarea panoului decorativ de mozaic Arta. Lucrarea de altă plastică monumentală deține statut de monument de for public de categorie națională și este înscris în Registrul Național al Monumentelor de For Public. Registrul lucrarea este trecută sub numirea de mozaic, autor Mihai Burea, dată cu anul 1974, locul amplasării, fațada centrală și laterală a sării de cinema Palatului Republican de Cultură al Sindicatelor, strada Kiev, numărul 7, municipiul Chișinău. Lucrarea are o suprafață totală de 230 de metri pătrați, potrivit documentelor de arhivă, mozaicul vizat poartă de numire de Arta. La etapa elaborării schiței de proiect pentru reamplasarea panoului, a fost propusă spre examinare 4 variante de reamplasare. Aceste proiecte au fost discutate în cadrul Consiliului Național de Monumente de For Public. Consiliul a vizat pozitiv varianta de reamplasare a mozaicului pe fațada construcției auxiliare a Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, mozaicul fiind orientat spre strada Maria Cibotaru, vis-a-vis de axul Andrei Principale în Liceul Teoretic Spirul Corea. În baza acestei schițe de proiect și afișe de avizare, la Consiliul pentru Monumente de For Public a fost emisă decizia Consiliului Municipal Chișinău privind strămutarea mozaicului. Toate lucrările de demontare a mozaicului au demarat în baza unui proiect care a fost elaborat și avizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cheltuielile ce țin de proiectarea, restaurarea și reinstalarea mozaicului vor fi suportate de către Societatea pe răspundere limitată, COFLA, susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Intenția și cu obiectivul de a păstra acest operă de artă. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu proiectul respectiv. Nu cred că sunt obiecții. Deci vă rog să aprobăm proiectul dat. Aprobat, mulțumesc. Folosindu-mă de ocazie, domnul ministru, revenim iarăși la durerea noastră care se numește Filarmonica Națională, cu ceea ce am pierdut. Dacă colectivul deja și-a regăsit provizoriu, să zicem, noua gazdă, noile spații și dacă activează, și ce avem însă și la propriu zis la Filarmonică, dacă ați început deja consultările cu oamenii de creație referitor la pașii noștri următori. Stimate domnule prim-ministru, toate colectivele filarmonicei și-au regăsit noile localuri, după cum am menționat și la ședința precedentă, orchestra simfonică la Palatul Republicii, ca de altfel și orchestra folclor sub bagheta maestrului Neamțu, ansamblul concertino, spațiile care au fost oferite de către Direcția Municipală a Culturii, administrația, spațiile care au fost oferite de către Moldova de concert. Ieri a avut loc cea de-a patra ședință a grupului de lucru creat prin dispoziția noastră, în care intră reprezentanța diferitor entități, inclusiv și reprezentanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
În cadrul Ministerului Finanțelor, ieri a avut loc încă o ședință în care au fost identificate resursele financiare necesare până la sfârșitul acestui an. Deci se mișcă cu tempuri rapide, exact în maniera în care ne-a propus domnul prim-ministru și a discuțiilor care au avut în cadrul grupului care l-am avut împreună cu dumneavoastră și colegii de la diferite entități. Vă mulțumesc. Noi o să așteptăm opinia, eu știu, consultată, cum am spus, cu oamenii de creație, cu publicul larg în privința conceptului noului local, astfel încât să ne putem organiza activitățile și, în ultimul rând, pentru a continua să colectăm mijloace financiare pentru acest scop, dar și să putem planifica din resursele bugetului public național, bugetului de stat, în primul rând, alocații necesare pentru restabilirea edificiului Filarmonicii Naționale a Republicii Moldova. Următorul subiect, numărul 13, vă rog, continuați, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizare prin transformare a întreprinderii de stat Mold Didactica. Proiectul prevede reorganizarea prin transformarea întreprinderii de stat Mold Didactica în instituția publică Mold Didactica și aprobarea statutului instituției respective. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va avea calitatea de fondator al instituției publice Mold Didactica. Instituția va activa pe principii de autogestiune și va fi finanțată din veniturile obținute de la predarea serviciilor, subvențiile primite la bugetul de stat pentru executarea, depozitarea și distribuirea literaturii didactice, echipamentelor, precum și a bunurilor provenite din donații sau ajutare, precum și din alte surse neinteresese de lege. Potrivit proiectului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare metodologia de calculare a tarifelor la serviciile contraplată prestate de către instituția publică Mold Didactica și nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele acestora. Până la aprobarea metodologiei de calcule a tarifelor la serviciile prestate de către instituția publică Mold Didactica, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoana juridică reorganizată. Proiectul a fost plasat pe site-ul Ministerului pentru consultări publice din 26 august 2020. A fost avizat către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Cancelarea de Stat, Ministerul Justiției. Propunerile au fost luate în considerație la definitivarea acestui proiect. Mai colegi, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, intervenții, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, vă rog să acceptați ca până la semnarea acestei hotărâri de guvern să venim cu câteva precizări redacționale la nota informativă la proiect, dar și la punctul 13 și 14 din regulamentul de activitate a instituției publice. Stimate domn prim-ministru, stimate domn viceprim-ministru, acceptăm redacția. Mulțumesc, domn viceprim-ministru, pentru intervenție, domn ministru, pentru accept. Atunci când conveniți asupra redacției finale, atunci vom semna proiectul respectiv. Înțeleg că nu sunt modificări conceptuale, deci cred că putem, dacă nu sunt alte intervenții sau obiecții, îl putem aproba cum este prezentat, dar va fi semnat după ce convin aceste două ministere. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc și vă rog să examinăm subiectul numărul 14, domnul viceprim-ministru Sergei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, este prezent atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la procedura de furnizare a informației privind amenzile contravenționale către Serviciul Fiscal de Stat. Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în conformitate cu punctul 5.7.28 din Planul de Acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023, dar și în scopul executării hotărârii Curții de Conturi numărul 12 din anul 2017.
Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de evidență analitică conformă a calculării și achitării amenzilor contravenționale, evidența restanțelor și monitorizarea mersului recuperării acestora. Necesitatea elaborării proiectului de hotărâre este condiționată de situația actuală ce vizează evidența insuficientă a sumelor amenzilor contravenționale calculate, achitate și restante. La moment, structurile organizaționale care, conform articolul 293 alineatul 1 litera D din codul contravențional, au statut de autorități competente să soluționeze cauze contravenționale, de sine statător țin evidența sumelor amenzilor contravenționale aplicate, neavând însă toată informația cu privire la sumele amenzilor achitate. Prin urmare, persistă situația când informația despre suma amenzii contravenționale aplicate este deținută de către o autoritate, iar informația despre suma amenzii achitate de către o altă autoritate. Drept consecință, Serviciul Fiscal de Stat nu deține informația despre amenziile restante neachitate de către contravenienți în termen. Prin prezentul proiect de hotărâre se urmărește stabilirea unei proceduri de raportare a informației cu privire la amenziile contravenționale aplicate și utilizarea acestor date de către Serviciul Fiscal de Stat, astfel încât să fie asigurată evidența analitică conformă privind calcularea și achitarea amenziilor aplicate în cadrul procesului contravențional, precum și urmărirea plenitudinii încasării acestora la buget. Realizarea prevederilor prezente hotărâri se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, Serviciul Fiscal de Stat. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul respectiv. Noi l-am discutat anterior și cred că nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 15 și ultimul de pe agenda de astăzi, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice. Proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice este elaborat în conformitate cu articolul 13 alineat 4 din legea 2017 cu privire la biblioteci și constituie în temei juridică în reglementarea criteriilor minime, domeniilor și indicatorilor aplicate în evaluarea bibliotecilor publice. Scopul acestui regulament este de a stabili un cadru normativ unitar pentru realizarea procedurii de evaluare a bibliotecilor publice, identificarea ansamblului de cerințe minime obligatoriu pentru organizarea și funcționarea acestora, precum și de a orienta și a optimiza activitatea acestora, cât și a stimula motivația personalului bibliotecilor publice de a spori performanțele bibliotecii. Implementarea regulamentului va contribui la stimularea motivației personalului bibliotecii publice de a spori performanțele, prin urmare va spori rolul bibliotecii în comunitate, contribuind într-un final la creșterea nivelului de informare, educație și cultură a membrilor comunității. Proiectul înaintat spre aprobare reglementează procedura de evaluare a bibliotecilor în baza unui ansamblu de criterii minime, obligatorii și stabilește nivelul de corespundere a bibliotecii acestor criterii. Implementarea regulamentului se va asigura din contul bugetului de stat și a bugetelor locale în limita resurselor prevăzute pentru dezvoltarea bibliotecilor. Stimați colegi, proiectul a fost avizat de către Consiliul Biblioteconomic Național, discutat și testat în cadrul cursurilor intensive organizate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, plasat pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm și proiectul regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectele incluse pe ordinea de zi au fost discutate, s-a epuizat. Totuși vreau să revin la subiectul numărul 1 pe care l-am discutat, iarăși înăturarea consecințelor inundațiilor, și aici
Țin să mulțumesc foarte mult colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General Situației de Urgență și colegilor de la Ministerul Apărării, care au intervenit foarte rapid, cu efectiv necesar, și au muncit 3 sau chiar 4 zile acolo pentru ca să ajute localnicilor, cred că sunt mai mult de 50 de familii acolo au fost, au evacuat acel nămol, au ajutat concetățenilor noștri de Cumrat să-și recapete accesul la locuințe. Domnul ministru Pânzăr, domnul ministru Golovaș, mersi mult pentru prestația subordonaților, subalternilor dumneavoastră. Nu știu dacă doamna Bașcan la acest capitol vrea să intervină, vă rog. Din păcate, este o defecțiune tehnică, dar, bineînțeles, eu am comunicat cu doamna Bașcan până acum, ne-a informat despre cum e lucrurile. Cred că vrea să alăture mulțumirilor pe care le adresăm iarăși Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, pentru intervenția promptă și pentru ajutor cetățenilor care s-au pomenit în situație complicată. O să rog colegii să se asigure înainte de ședință că a guvernului că toate instalațiile tehnice funcționează. Dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc, stimați colegi, spor la muncă mai departe. Sănătate!